Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre previziunile astrale ale lunii martie pentru fiecare zodie în parte, despre anul 2022. Eu v-am făcut multe materiale pe teme generale, pe bani, pe sănătate, pe schimbarea nodurilor lunare, așa că vă rog să le ascultați pentru că toate au legătură între ele. Mai ales că acum imediat, pe 12 aprilie, urmează un eveniment extrem de important despre care aveți un material pe larg. Este vorba despre conjuncția dintre Jupiter și Neptun, ce se întâmplă odată la 13 ani și aduce restanțele karmice ale fiecăruia cu care, de data asta, chiar trebuie să ne confruntăm. Găsiți materialul la rubrica de previziuni generale pentru anul 2022. Această conjuncție vorbește despre faptul că dacă am făcut lucruri bune, vom avea parte de minuni, dragii mei. Dacă nu, atunci nici nu știți ce o să ne lovească. Și luna martie ne pregătește cumva pentru acest eveniment rar. Vă anunț că o să schimb puțin formatul Patreon, adică o să postez mai multe materiale cu previziuni astrologice, fie săptămânale, fie zilnice, în funcție de cum sunt astrele aspectate și voi le veți găsi doar prin acest mic abonament între 1 și 3 euro lunar. Nu uitați că dacă vă abonați pe platforma Patreon, aveți acces la peste 150 de materiale diferite față de YouTube, fără reclame, aveți acces la prețuri speciale la astrograme, la sinestrii, la revoluții solare, inclusiv la o nouă rubrică de vindecare prin energoterapie personalizată. Mai aveți acces la calendarele lunare pe sănătate atât de folositoare, pentru operații, pentru boli și la ritualuri și tehnici pe care nu le găsiți în spațiul public. Deci doresc să transform această platformă într-o sursă de informații doar pentru cei cu adevărat pasionați de astrologie. Ca și evenimente importante luna martie avem lună nouă în Pești pe 2 martie și lună plină în Fecioară pe 18 martie. După o perioadă lungă, Venus iese din Capricorn și intră în Vărsător. Și tot acum Marte, războinicul zodiacului, intră și el în Vărsător, ambele planete fiind în mers direct toată luna. Pe 20 martie Soarele intră în Berbec, iar pe 10 martie Mercur intră în Pești. Pe 1 martie astrele vin cu un cadou. Soarele este sextil cu Uranul și luna este în Pești, așa că de mărțișor vom fi visători romantici. Vom avea parte de conjuncturi sociale bune, afirmări îndrăznețe, veselie și, în general, evenimente plăcute, spontane și pline de independență. Ne vom afirma în sens pozitiv. Vom fi mai ambițioși decât de obicei și vom deborda de energia libertății. Iar pe 8 martie avem luna în trigon cu Pluto, care ne aduce putere de seducție, creativitate, imaginație, sexualitate mărită, putere de manipulare a publicului, dar și multă gelozie, iar pentru unele zodii aduce și ceva viclenie. Și tot pe 8 martie, de ziua femeii, luna face trigon cu Marte, dar și cu Venus. Și asta aduce curaj, îndrăzneală, tendință de afirmare, atracție stimulatoare pentru ambele sexe. Sunt puse în valoare sentimentele și partea estetică a fiecăruia. Mai aduce popularitate și relații armonioase. După cum vedeți, parcă și astrele țin cont de aceste două zile de sărbătoare ale noastre. Să vorbim acum despre fiecare zodie în parte. Săgetători și cei cu ascendent în Săgetător. La voi, cele mai energizate case vor fi 3 și 4. Adică voi trebuie să vă concentrați pe cămin și familie și pe comunicare și gândire, așa la modul general. Luna nouă va avea loc pe 2 martie, pe casa voastră 4 și acolo se mai găsește Soarele, Jupiter și Neptun. Soarele în casa 4 indică posibilitatea accederii într-o funcție înaltă, mai ales pentru cei maturi. Avantajează profesiile ce țin de pământ, de case, dar și moștenirile. Familia devine un factor de stabilitate. Jupiter în aceeași casă aduce preocupări casnice, pașnice, plăcute. Aduce beneficii din partea părinților, funcții mai înalte spre bătrânețe pentru cei care vă știți harta natală și l-aveți pe Jupiter în casa 4.
iar Neptun în casa a patru aduce schimbări de domiciliu sau călătorii. Sau vă schimbați originile, ereditatea stă sub semnul unor secrete, poate să aducă intrigi, poate o fraudă și, cu siguranță, neînțelegeri în familie. Deci, luna nouă indică ceva nou pe domeniile mai sus amintite. Un cămin nou, poate o mutare, poate un nou membru de familie apare, ceva călătorii cu siguranță și o schimbare a mediului în care trăiți. Fie prin curățenie, prin înfrumusețare, oricum ceva ca să ridicați vibrația locului. Schimbați această zonă. Pe 7 martie avem conjuncția Venus cu Marte pe casa voastră 3-a comunicării. Venus în casa 3 aduce o bună înzestrare intelectuală, dublată de pasiune. Aduce relații bune cu rudele, cu vecinii și călătoriile sunt favorabile pe câștig. Marte în casa a trei aduce pericol de accidente provocate de rude sau din călătorii, aduce gândire dinamică, minte ascuțită, vorbire promptă, comunicare în general foarte rapidă și la locul ei. Energiile lui Venus și Marte trebuie armonizate, astfel ca să luați doar părțile bune de la Marte și să înlăturați pericolele printr-o atenție mai sporită decât de obicei. Este de asemenea un timp foarte bun pentru vânzări-cumpărări. Pe 18 martie avem lună plină în casa voastră 10, casa carierei și a statutului social. Luna o să scoată la iveală toate problemele pe care nu ați dorit să le vedeți în această zonă, tocmai pentru a fi schimbate. Poate nu vă puneți în evidență suficient de mult. Poate, acum este cazul să vedeți asta, să o faceți cu curaj. Poate că nu aveți suficientă bucurie, suficientă plăcere în ceea ce faceți. Și iarăși este timpul să schimbați. Poate este vremea să faceți altceva pe statutul vostru de carieră sau cel personal al vieții intime. Pe aceste zone, luna plină spune că este obligatorie schimbarea. Pe 21 martie, soarele intră în casa 5 și apoi pe 28, Mercur intră și el tot pe casa 5. Soarele în casa 5 este într-o poziție naturală, bună, favorabilă și aduce legături reușite, aduce câștiguri din speculații bursiere, din investiții, aduce și distracție și activități cu copii sau cu cei cu suflet de copil. Mercur în casa 5 aduce plăceri ce se realizează cu mintea, cu vorbirea, dar și cu comunicarea. Sunt încurajate activitățile ce țin de studiu, divertisment, învățare și călătorii scurte. În general, o astfel de poziționare între Soare și Mercur are loc pe o flexibilitate mai mică a spiritului și aduce încăpățânare, tendința de a fi mai dogmatici decât de obicei, să avem mai multe prejudecăți, mai multă subiectivitate și, în general, mai multă practicitate în acțiune. Voi trebuie să vă străduiți să scăpați de aceste părți negative ale conjuncției și să vă folosiți doar de părțile pozitive date de fiecare planetă în parte. Se știe că Mercur nu se îndepărtează niciodată de Soare cu mai mult de 28 de grade. De cele mai multe ori, cei doi aștri merg umăr la umăr prin aceeași zodie. Conjuncția dintre ei devine astfel inevitabilă și se întâmplă cam de 6-7 ori pe an. Soarele concentrează energiile specifice zodiei în care se află. Mercur, fiind o planetă neutră, are rol de amplificator. Și în conjuncție cu Soarele, el preia energiile specifice zodiei pe care o traversează împreună și pe care le distribuie pe anumite canale. Unul din aceste canale este cel mediatic. Să nu uităm că Mercur stăpânește comunicarea și implicit mijloacele de informare în masă.
Dar să știți că, în general, energia Soarelui topește, arde energia lui Mercur. Adică este mai puternic, lăsând să acționeze doar părțile sale pozitive. Adică Soarele o să preia conducerea într-o astfel de relație și preia comunicarea, gândurile. Toate acestea se vor adapta noii situații. Adică tot ce face Mercur o să sufere niște ajustări. Așa că pentru a putea funcționa la cote maxime, este necesar ca nativii săgetători să se lipsească de toate prejudecățile, mai ales cele personale, cât și cele induse de către alții, având nevoie de un curs al înțelepciunii care să vină din suflet și să treacă mai departe de intelect. Această poziție este favorabilă mai ales pentru conștiința la nivel subiectiv, însă și pentru conștiința la nivel general, adică la mod concret. Această poziție riscă însă să rămână în stare latentă în cazul în care sufletul vostru nu este suficient de dezvoltat. Cam acestea sunt evenimentele astrale importante pentru voi. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați că dacă apăsați butonul de subscribe, adică cel roșu din dreapta jos a ecranului, o să primiți în mod automat toate noutățile. Vă pup!